Vă mulțumesc frumos, domnule președinte, și vă doresc succes pentru încercările din anul 2021 și 2022 Institutului Național de Statistică. Doamnelor și domnilor, distinși invitați, distinși participanți, aș dori în primul rând să încep exact ca și antevorbitorii mei sau majoritatea lor prin a felicita inițiatorii și organizatorii Institutului Național de Statistică și grupul de presă Media 1. Apoi aș dori să spun că mă identific în mare măsură, mă identific chiar total cu câteva dintre afirmațiile care sunt cuprinse în prezentarea evenimentului pe care dumneavoastră ați făcut-o. Este clar că importanța integrării noastre în Uniunea Europeană nici nu mai trebuie comentată. Este de asemenea clar că reducerea decalajelor economice de care faceți vorbire în prezentarea evenimentului este o provocare imensă. Ea a fost spectaculoasă până acum, dar mai important este ceea ce avem înaintea noastră decât ceea ce am rezolvat până acum. Și în sfârșit, referința la cooperare și solidaritate europeană este de asemenea extrem de relevantă și cred că este într-adevăr foarte binevenită. Dumneavoastră, în prezentare, puneți și niște întrebări, niște întrebări foarte importante și eu cred că pentru a formula răspunsuri corecte la întrebările pe care dumneavoastră le puneți, evident, nu în numele organizatorilor, ci în numele societății românești, pentru a da, deci, răspunsuri concrete, trebuie să avem o bună cunoaștere a contextului european, o bună cunoaștere a strategiilor sectoriale sau mai generale pe care Uniunea Europeană le promovează, în paralel cu inițiativele concrete care sunt destinate să asigure ieșirea din criză. Vorbim foarte mult despre revenire economică, despre relansare post-COVID și toate aceste utilizări ale sintagmei sau prefixului re trebuie înțelese foarte corect. Nici de cum nu trebuie să ne gândim la revenire la ceea ce a fost până în 2019, ci este vorba de inițierea acestei duble tranziții despre care mulți dintre antevorbitori au vorbit și trebuie să inițiem și noi cu succes în context european, în România, dubla tranziție care va duce și industria noastră, dar și întreaga economie românească, de fapt, în secolul 21. Aș dori să fac referire la două strategii care mi se par de extrem de relevante în contextul întrebărilor pe care organizatorii le-au pus, și anume două strategii recente. Chiar acum două săptămâni a fost prezentată la Bruxelles noua strategie, reactualizarea, de fapt, a strategiei industriale a Uniunii Europene și, în urmă cu vreo 3 luni de zile, la începutul anului, a fost prezentată noua strategie de comerț exterior a Uniunii Europene. Despre cea de comerț exterior voi vorbi într-unul dintre panelurile, pentru care mulțumesc că am fost invitat. Acum aș dori, în timpul scurt pe care îl am, să vorbesc și să vă spun câteva cuvinte despre actualizarea strategiei industriale a Uniunii Europene, care vine, cred eu, într-un moment foarte potrivit, pentru că toți, nu numai România, toate statele membre se află în momentul în care inițiază planurile naționale de relansare și reziliență și, de asemenea, ne aflăm în momentul în care demarează noua perioadă de programare 2021-2027 a bugetului Uniunii Europene. Industria este, evident, un segment important al economiilor europene, o medie undeva la 20%, similar cu România, cred că 21-22% din economia noastră este reprezentată de industrie. Un sfert, un bun sfert al locurilor de muncă din România provine din sectorul industrial. Provocările care stau în fața companiilor, și în mod special mă gândesc aici la întreprinderile mici și mijlocii, vor putea fi depășite numai dacă reușim să utilizăm eficient fondurile Uniunii Europene. Iar dubla transformare în fața căreia ne aflăm, de fapt, dacă ne gândim foarte bine, este cu adevărat aproape o revoluție industrială. Strategia industrială actualizată europeană se bazează pe 3 domenii principale. În primul rând, consolidarea rezilienței pieței unice, apoi reducerea dependențelor strategice pe care pandemia de COVID le-a pus în lumina reflectorului și apoi, bineînțeles, al treilea element, accelerarea dublei tranziții. Aș dori să scot în evidență câteva elemente relevante. Documentul este evident extrem de cuprinzător și nu poate fi prezentat aici în câteva cuvinte. Câteva elemente doar care mi se par relevante pentru
România. Și atunci, în primul rând, trebuie să vorbim despre întreprinderi mici și mijlocii. 25 de milioane în Uniunea Europeană, circa 500 de mii în România, foarte multe, 100 de milioane de locuri de muncă și aproape jumătate din produsul intern brut european provin din sectorul IMM. Măsuri dedicate sprijinirii acestora, evident că nu susțin doar bunăstarea socială, dar susțin și reducerea inegalităților și aici antevorbitorii mei s-au referit pe larg la inegalitățile, din păcate, specifice și României. Mi-a prins urechea, eu sunt din Hunedoara și sigur că te gândești mereu la locurile de baștină. Am fost atent când, cred că doamna președintă a Senatului a vorbit despre faptul că regiunea 5 Vest, din care face parte și județul Hunedoara, este pe locul 2 ca performanță. Însă dacă focalizăm puțin, punem o lupă pe această regiune 5 Vest, constatăm că Timiș-Arad sunt motoarele care produc această performanță, Hunedoara și Caraș-Severin sunt frânele care duc înapoi performanța generală a regiunii. În fine, o paranteză și am și închis-o. Deci, strategia revizuită industrială vine cu măsuri pentru întreprinderi mici și mijlocii. În primul rând, o reglementare europeană a plăților întârziate. De mult se vorbește de acest lucru și de mult este nevoie de o asemenea reglementare. De asemenea, fonduri pentru micșorarea riscului de insolvență, printre multe altele. Vine un program InvestEU, despre care cu siguranță ați auzit, și eu cred că este foarte important ca sistemul bancar din România să fie mult mai atent acum decât a fost în anul 2015, atunci când a venit planul Juncker, rețineți cu siguranță planul de investiții Juncker, primul contract încheiat de o bancă comercială din România a venit la 2 ani după demararea proiectului în anul 2017. Cred că data asta trebuie să ne mișcăm mult mai repede. Dependențele strategice, evident, și cele din domeniul materiilor prime, baterii electrice, ingrediente farmaceutice active, semiconductor, tehnologii de vârf și am amintit din lunga lista a dependențelor doar acelea care sunt relevante în mare măsură și pentru economia României. De tranziția electrică, energetică s-a vorbit înainte, evident că regiuni întregi ale României vor fi nu doar câștigătoare, dar și regiuni afectate de această tranziție energetică și atunci cu siguranță că pe lângă fondul de tranziție județean de care vorbim foarte mult, dar care nu este suficient ca dimensiune, va trebui să găsim și alte resurse și alte fonduri, tot de la Uniunea Europeană, evident, pot fi găsite și există, pentru a acompania populația și economia acestor regiuni afectate. Avem și există în strategia actualizată măsuri pentru turism și sectoare creative, o problemă mare în Europa, la fel de mare și în România, deci trebuie adresate pentru că probabil multe companii din acest domeniu nu vor mai rezista încă unei veri inactive. Au rezistat poate multe dintre ele în anul 2020 cu măsurile guvernamentale și cele europene, însă acum problema se pune puțin altfel. Sunt în strategie măsuri interesante și propuneri pentru multe dintre sectoarele aflate în tranziție. De exemplu, în România m-aș putea referi la sectorul textil și de confecții, care va putea să beneficieze de măsuri, sigur, în măsura în care acest sector propune sau vine și adoptă un nou model de afaceri bazat pe calitate, inovare, sustenabilitate și comerț echitabil. Foarte important comerțul echitabil pentru anii care urmează. Metalurgia, sectorul IT, construcțiile sunt sectoare cheie ale industriei românești. Ele vor beneficia de acea nouă abordare europeană cu privire la ecosistemele industriale. Foarte important, în stadiul incipient la noi, trebuie să fim mai atenți la aceste tendințe și la o noutate interesantă, și anume așa numitele proiecte importante de interes european, mari proiecte de colaborare cu între actori industriali din diversele state membre. Și pentru a încheia, vă spun doar atât că am ferma convingere că trebuie să fim mai atenți, mai empatici în ceea ce privește strategiile și orientările Uniunii Europene, trebuie să fim mai armonizați cu aceste tendințe și asta va contribui la ameliorarea performanței industriei românești, dar și a economiei noastre în general.
gradul nostru de integrare europeană a crescut, acum avem ocazia de a face un adevărat salt calitativ, ieșirea din criză, inițierea cu succes a dublei tranziții digitale și verzi și acel avans tehnologic pe care îl înseamnă sau îl poate însemna un asemenea salt, care aduce beneficii dorite pentru companii, dar și pentru cetățenii României. Vă mulțumesc frumos!